Sunt Adriana Boată și vă prescriu astăzi pastila de inovație COVID-19, raportul de gardă.ro. Suntem nevoiți să stăm în case, să evităm contactul cu alte persoane și să păstrăm reguli foarte stricte de igienă pentru că această metodă, pe care experții o numesc non-farmacologică, reprezintă cea mai eficientă modalitate de prevenție a infectării cu noul coronavirus. V-ați dat seama, experții se gândesc și la mijloace farmacologice, adică la medicamente, ca posibile căi de prevenire a COVID-19, iar primul gând care ne trece prin minte este vaccinul. Este un drum lung pentru a obține un vaccin, chiar dacă s-ar putea ca în acest caz pentru COVID-19 să fie mai scurt acest drum, aș putea spune chiar considerabil mai scurt decât suntem obișnuiți. Mobilizarea comunității științifice și autorităților de reglementare este remarcabilă și asta ne dă motive de optimism. Afirmația îi aparține domnului dr. Marius Geantă, președinte al Centrului pentru Inovație în Medicină, care de-a lungul timpului a fost implicat în mai multe campanii de asigurare a accesului la inovația terapeutică pentru pacienții din România. Organizația Mondială a Sănătății a dat un termen de 12 până la 18 luni, până când primul vaccin ar putea să fie gata pentru folosirea în vederea prevenirii COVID-19. Alți experți sunt ceva mai pesimiști însă, vorbind despre o perioadă de 3-4 ani. Ceea ce trebuie să știm este că, în general, dezvoltarea unui vaccin durează aproximativ 12-15 ani, pentru că trebuie să parcurgă mai multe etape de cercetare, inițial în laborator și abia apoi pe oameni. În acest moment, 4 vaccinuri sunt studiate pe oameni la nivel mondial. Au pătruns în așa numitele studii de faza 1, care își propun să studieze siguranța vaccinurilor. Pentru orice medicament, înainte de a demonstra că face bine, trebuie să ne asigurăm că nu face rău. După această etapă, care poate dura până la 6 luni, dacă vaccinurile confirmă că sunt sigure, vor intra în studiile de faza 2 și 3, în cadrul cărora se studiază dacă sunt eficace. Cu alte cuvinte, dacă previn apariția COVID-19. Abia după încheierea acestor studii, datele obținute sunt analizate de autoritățile de reglementare, care pot decide aprobarea punerii pe piață pentru respectivele vaccinuri. Viteza cu care se desfășoară studiile pe vaccinuri este fără precedent. Genomul virusului SARS-CoV-2 a fost descifrat în numai o lună de la apariția primului caz, iar primele vaccinuri au intrat în studii clinice pe oameni după încă o lună și jumătate. Este cu adevărat remarcabil. Ați ascultat-o pe doamna dr. Bianca Cucoș, medic rezident, genetică medicală. Așadar, avem un start bun în privința dezvoltării vaccinului pentru COVID-19, dar trebuie să avem și răbdare și o dozare adecvată a așteptărilor. Biologia umană este complexă și la fel este și biologia virusului. De aceea, nimeni nu poate anticipa cu precizie matematică dacă, în ce mod și când un vaccin sau un tratament etiologic pentru COVID-19 va putea fi disponibil pe scară largă. Vaccinurile sunt produse medicamentoase obținute prin biotehnologie, așa cum se obțin și brânza, iaurtul sau vinul. Pentru a obține un vin de calitate, trebuie să așteptăm câteva luni și să urmăm, etapă cu etapă, un proces riguros, în care orice abatere poate însemna compromiterea produsului final. Așadar, nu este greu să ne imaginăm cât de complicat trebuie să fie procesul de cercetare, studiere și producere pe scară largă a unui vaccin care să fie sigur și eficace pentru miliarde de oameni la nivel mondial. Lupta cu COVID-19 continuă în laboratoarele și în spitalele din întreaga lume. Pastila de inovație COVID-19 vă ține la curent în fiecare săptămână cu fascinanta lume a științei din jurul SARS-CoV-2.